să lucreze, slăvit să fie Domnul. Haideți să intrăm în rugăciunea aceasta sfântă, în timp ce frații cântă și laudă pe Domnul, tu pleacă-ți capul cu smerenie și să spui, Doamne, lucrează la inima lor. Amin? Lăudați să fie Domnul. Tabloul acesta va fi în ceruri. Se va deschide cărțile de aducere aminte. Se va prezenta înaintea cerului sufletele care au încheiat legământ cu Domnul. Îi așteaptă cerul, îi așteaptă bucurii, îi așteaptă marea de cristal. Domnul va pune pe cap cu luna de prihănire îmbrăcați în haine albe. Slăviți să fie Domnul. Întreg, mai vrea cineva să se boteze? Să vină aici, să fie adăugat la numărul credincioșilor. Și Domnul va face mari ispravi cu el. Lăudați să fie Domnul. Sara de la Odia de Demers, Iisus e cel ce viază, ridică Doamne de oameni destoinici, glorie lui Iisus, Doamne să binecuvintezi, în zi de sărbătoare și vor transforma o sărbătoare atât de mare, căci în lumea capitolul 5, în cerul e sărbătoare. Intră la gloria lui Iisus. Mai e Domnul. N-ai să fie adăugat la Dumnezeu. Aleluia. Se va auzi și numele lor, care va spune.
m-a dăvat spământul, nu m-a dăvat apa și nici vreun copășel, până nu voi pune pe cerca, pe fruntea credincioșilor. Trăiască Domnul! Vă la locurile voastre și cu ajutorul lui Dumnezeu săptămâna aceasta va fi un proces de pregătire pentru botez și vă vom spune ce trebuie să faceți ca să vă pregătiți pentru botez și Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Am fost de